generează servicii pentru cursuri de pian, de străine, de un curs de ei, care mai departe. E foarte important să facem distinția între un atractor slab și un atractor puternic. Și asta consideră capacitatea fiecare dintre noi de a lăsa după ceea ce știe și de a se focaliza cu adevărat pe ceea ce este esențial. Da, adică dezvoltă un curs de cooperare în care poți să-l înveți să cânte și la ceva împreună. Da? Să cânte în cor sau să facă o formație. Dacă vrei să înveți și inteligența muzicală, dar fără să cânte în formație, nu de unul singur. Ca idee. Adică găsim un alt nivel ierarhic superior în baza căruia ordonăm toate chestiile care se fac în prezent și care abundă pe piață și sunt atractori slabi. Și e cazul să recunoaștem asta. Șansa noastră de a evolua este să avem o gândire de tip esențial și să punem punctul pe ei exact pe lucrurile importante. Avem nevoie noi înșine să punem în interiorul nostru lupa pe lucrurile exact importante. Și ce este Universitatea Vieții? Păi este o rețea de facilitatori. Adică cei care simt că sunt în starea de noi, simt că sunt din ce în ce mai mult în prezent, simt că sunt în curgere, simt că sunt în marea majoritate a timpului inspirați și ghidați, sunt cei care e important să inspire și pe ceilalți. Și să trecem de la eu profesor, eu antrenor, eu trainer, de mare sau mai puțin succes, dar la împreună o rețea conștientă. Și asta de putere. Și ăsta e un lucru la care merită să ne gândim. Și să vedem ce ne ține în acest moment să facem asta împreună. Ce este Universitatea Vieții? Este o rețea, o platformă foarte generoasă de noi servicii. Noi servicii educaționale. De tipul ăsta. Adică tabere de pentru copii aici, în mare parc. În sensul ăsta tabără, nu duci la munte. Da? Adică e dimineața, vin seara. Dar tot acest timp ei învață ce? Sublinez în toată. Cooperare, curaj, apreciere, focalizare. Păi, ăsta sunt lucruri de care avem nevoie acum. Și avem nevoie ca să dezvolte ca adulți responsabili să construiască o altă lume, să integreze în celulă chestiile astea. Și să aibă conștiința unității așa, viscerală. Și în primul rând noi. Uitați și cele 7 programe care sunt în dezvoltare. Noi suntem aici ca să discutăm despre primele 3. Da? Adică este programul care formează mentor, facilitator și antrenor, dar într-un mod nemai văzut. Și o să vedeți de ce. Pentru că o să vă arăt lista de conversații și curicula astfel de program ca un design, un pre-design și o să ne dăm seama fiecare dintre noi unde este și ce poate să facă în sensul ăsta. Programe pentru copii. Vă spuneam, ce minunat este să am o grupă de copii, să fiu mentor de după amiază, să fac 6-8 ședințe pe lună cu ei, da? Și primul an să-i învăț aceste două discipline, curaj, cooperare și apreciere. Anul următor, focalizare și uite așa, dar în funcție de nevoie. Da, și se face o mare distinție între cel care urmează un astfel de program, apoi, de asemenea, în timpul vacanțelor, tot așa, programe orientate pe aceste noi discipline. De stil de viață. Apoi, această echipă de mentor, de facilitator, sigur că pot să facă discuții în parc, în natură. Deja se întâmplă astfel de lucruri. Și sunt un stil de viață. Și avem nevoie de oameni care să lucreze cu seniorii. După 6 luni de zile, în jurul unui om de 60 de ani, se formează o grupă de 30-40 de oameni care au fost pe în fiecare marți și joi acolo și oamenii ăștia după 6 luni mai au medicamente, sunt mai tineri, mai experți, mai robuști și inspiră pe ceilalți. Cum și copiii care vin la cursul de cooperare sunt un factor de cooperare în relația cu ceilalți. Deci ce ne propunem de fapt să facem? Să creăm comunități. Da? Dacă eu ordonez atât la 20 de copii și odată la pe săptămână discut și cu un grup de părinți, că sunt părinte și bunici legați despre cum să fie la România, da? Deja sunt două comunități. Și dacă mai mă duc și în parte două ori pe săptămână și mai fac și acolo antrenament, dar vă spun deja ce deja fac. Da? Deja sunt comunități în jur. Și uite așa, pas cu pas, dezvoltă aceste comunități, care prin puterea exemplului se transmit de la unii la alții. Și hai să ne uităm puțin la acești mentori.
mentori fericiți. Aici este vorba de a trece de la cunoașterea informațională, ce am citit în cărți, ce am înțeles, la cea cunoaștere revelatorie. Spun că sunt inspirat în acel moment. Spun pentru că simt mintea colectivă a copiilor. Spun pentru că înțeleg, adică sunt ghidat să spun ceea ce este nevoie în acel moment. În spațiu. Right. Și asta înseamnă că eu însumi sunt aliniat, eu însumi sunt echilateral. Da? La nivel de sunt vital și mă uit la mine. Vital, fluid, purgător. Sunt în acceptare pe o singură persoană, dintr-o sală. Dacă mă uit la ea cu judecată, neacceptare, am ieșit din rețeaua iubirii, m-am depărtat de la întreg, și simplu. Mă simt separat ca idee. Da. Și am și această stare de a fi inspirat ca să fie o calitate și am și dezvoltat un anumit de minte care permite să, cu ușurință, claritate, să vorbesc despre complexități. Noi nu suntem simpli. Da? Suntem mulți într-unul. Și este important să înțelegem geometriile astea. Este important să avem o minte care să... Da, o capacitate a eului care să vadă toate aceste complexități geometrii, anatomii ale ființei. Așadar, ce vreau să spun este că